suflete cât mai e har, iar Domnul ce acum mai te așteaptă, căci mâine se poate să-L rogi în zadar. Alege azi calea cea dreaptă, renunță la viața trăită în plăceri, la lumea stricată, murdară. Nu vezi că nu ai odihnă nicăieri? N-auzi cum te cheamă El iară? Nu știi că degeaba te scuzi și îi spui motive neîntemeiate? Mai bine, cu lacrimi, roagă-te Lui să ierte ale tale păcate. Căci vine și clipa când tu vei muri, iar dacă nu ai mântuirea, în focul cel veșnic te vei tângui, pierzând raiul și fericirea. Azi, poate nu-ți pasă, continui la fel, să faci tot ce vrei, tot ce-ți place, dar stai, nu uita că stăpân este El și tot ce dorește îți face. Întoarce-te acum la Domnul Iisus, ce atât de duios îți vorbește, să poți moșteni paradisul de sus. Hai, vino și te pocăiește, citește-i cuvântul, că acolo găsește răspuns la orice întrebare. Citindu-l, vei ști pas cu pas să păsești pe sfânta vieții cărare. Iisus, Cel ce în locul de cruce a murit, te așteaptă, te cheamă, răspunde, dă-i inima ta și vei fi împlinit, iar pacea Lui te va pătrunde. Întoarce de suflet de cât mai e har la Domnul, Hristosul, acel ce e Mesia. El, astăzi, îți dă mântuirea în dar și în raiul ceresc veșnicia. Thank you.
avem de Dumnezeul acela care este nemărginit de mare. Amin. Acela al cărui glorie noi nu putem să o vedem, ci pe care în această seară îl vedem, îl dorim prezent în mijlocul nostru. Omul Dumnezeu Moise, când s-a apropiat de rugul acela prins, a auzit cuvintele care spuneau: Moise, Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care îl calci este un loc sfânt. Dragii mei, am dorit ca în această seară să ne apropiem cu reverență și umilință de Dumnezeul acela care este și un foc mistuitor. De Dumnezeul acela care are toată puterea în cer și pe pământ. De Dumnezeul acela care poate să ne spere, să ne ierte și să ne curățească păcatele în seara aceasta. Și sufletele noastre, a fiecăruia dintre noi, să simte cu adevărat prezența Lui Divină și Harul Lui Ceresc aici în locul acesta. Amin. Ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu și chemăm ca El să fie prezent peste toată lucrarea acestei seri. Doamne, Dumnezeule minunat, acel care locuiești între heruvii, acel care ai toată slava, mărirea și gloria, cu umilință venim înaintea Ta la această seară. Te rugăm în bunătatea Ta, primește-ne la picioarele Tale și mai spală-ne încă o dată în sângele Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de jertfa Ta în seara aceasta, Doamne. Avem nevoie de iertarea Ta în seara aceasta, Doamne. De aceea Te rugăm, îndură-Te de fiecare dintre noi. Știm, Doamne, că ochii Tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă păcatul. De aceea Te rog, sfințește adunarea în seara aceasta. Pentru ca Tu să poți să fii prezent în mijlocul nostru și inimile noastre să se poată bucura de prezența Ta. Doamne Iisuse, Te rugăm, cercetează orice inimă din locul acesta. Nu ține seamă de păcate, ci ține seamă de mila și bunătatea Ta, îndurarea Ta mare. Pentru ca să mergem transformați din locul acesta, să mergem schimbați de puterea și de prezența Ta divină. Te rugăm, Doamne Iisuse, vorbește Tu inimilor noastre. Te rugăm, leagă rănile sufletești în seara aceasta, acele pricinuite de cel rău, și fă ca pacea lui Dumnezeu să se coboare aici în inimile noastre, din adunarea Dumnezeului celui viu. Părinte veșnic, îți mulțumim că ne asculți. Ne încredințăm în mâinile Tale, încredințăm în mâna Ta programul acestei seri. Fă să fie binecuvântat și sfințit de Tine și de puterea Ta, Doamne, în toate. Te lăudăm, Te preamărim și îți mulțumim că vei fi cu noi, Tată Iisuse și Duhule Sfânt. Amin. Din Cartea lui Dumnezeu, din Psalmul 42, citim câteva versete. Psalmul 42, pagina Biblie 577. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu, cu lacrimă hrăne zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Amin. Ne ocupăm locurile. Psalmistul în Psalmul 42 manifestă în ființa lui o sete pe care fiecare dintre noi, cei prezenți aici în adunare, o avem în sufletul nostru. Când dorește un cer izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeu. Noi am venit în seara aceasta, în locul acesta, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Mulți dintre noi poate am venit ca să ascultăm o predică despre Dumnezeu și aș vrea să vă spun că este greșit lucrul acesta. Am venit în seara aceasta în adunare pentru că noi dorim să-L întâlnim însăși pe Dumnezeu cerului și al pământului, slăvit să fie numele Lui. El este acela care poate să ne transforme ființele, care poate să ne schimbe inimile în seara aceasta. Sufletul meu însetează după Dumnezeu.
după Dumnezeul cel viu. Avem niște suflete care însetează după Dumnezeu cel mare, după Dumnezeu cel viu. De aceea ne-am lăsat toate problemele vieții în seara aceasta și am venit la adunare cu speranța că în seara aceasta va fi aici Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu în sensul acesta. Dragii mei ascultători, dacă ne vedem în Sfânta Scriptură, vom vedea că prezența lui Dumnezeu a făcut lucruri minunate. A schimbat oamenii în mod deosebit. De aceea avem nevoie de El ca să ne schimbe. Și gândiți-vă ce ar fi fost de Apostolul Pavel dacă pe drumul Damascului ar fi întâlnit un mare predicator. Ce ar fi fost de omul acesta care a lăsat în urma lui o parte din Sfânta Scriptură, care au hrănit atâtea inimi de-a lungul viacurilor până astăzi, dacă el nu întâlnea un Dumnezeu acolo pe drumul Damascului. Pentru că noi să ne schimbăm în această seară, avem nevoie de prezența Dumnezeului Celui Viu, aici în adunare, în inimile noastre, în templele ființelor noastre, avem nevoie de prezența Lui, cea măreață, cea minunată, cea divină. Ce-ar fi fost cu profetul Isaia, dacă el, în una din zile, ar fi întâlnit un mare înțelept, ci nu pe Dumnezeu, atunci când el spune, vai de mine, sunt un om cu buzele curate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buzele curate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Pentru că în seara aceasta cineva să-și recunoască păcatele. Pentru că în seara aceasta cineva să spună că este un păcătos și a avut o viață trecută urâtă. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, de lumina Lui. El este acela care ne luminează sufletele și ființele și ne face și pe noi să strigăm, vai de mine păcătosul, Dumnezeu să lucreze în sensul acesta. Ce ar fi fost de profetul Samuel, dacă în una din nopți, așa cum s-a întâmplat, ar fi întâlnit un mare preot, poate mai mare decât ei. Ce s-ar fi întâmplat cu el? Dar omul acesta, tânărul acesta, în una din nopți l-a întâlnit pe Dumnezeu și a spus, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Noi ca să ascultăm în această seară cuvântul Lui, pentru ca El să fie plăcut pentru inimile și ființele noastre, avem nevoie de focul Duhului Sfânt aici în adunare. Avem nevoie de prezența Dumnezeului Celui Preanalt în fiecare din sufletele noastre. Deci ne spune Pavel în Corinteni 3, voi sunteți templul lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, avem nevoie de Duhul Lui. Avem nevoie de prezența Lui Divină, fiecare dintre noi, pentru ca să putem să spunem, vorbește-ne Doamne în seara aceasta. Lucrează Doamne mod divin în viețile noastre în seara aceasta, pentru că numai Tu poți să faci lucrul acesta, mărit să-ți fie numele. Ziua cea mare a prasnicului, asemenea psalmistului din Psalmul 49:2, Domnul Iisus Hristos, văzând setea poporului, ne spune Scriptura în Ioan 7:37, că a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Avem nevoie de râurile de apă vie. Dorim ca în seara aceasta să curgă la adunare în locul acesta. În inimile celor prezenți aici să curgă puterea și harul lui Dumnezeu. Mă amintesc că un om al lui Dumnezeu spunea în felul următor. Centrala cerului care produce energie spirituală este așa de mare încât produce energie incomensurabilă. Dar între noi și centrala aceea, între noi și Dumnezeu, este un scurt circuit. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, noi vom vedea că lucrul acesta este după cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 59 ne spune așa, nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască. Nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun zile de spărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre ascund fața ca să nu vă asculte. Există ceva între noi și marea dumnezeire.
Există ceva între noi și marea putere cerească de care avem nevoie în seara aceasta, aici, în locul acesta. Sunt păcate noastre. Doresc ca în această rugăciune să mergem fiecare și să-i cerem lui Dumnezeu să ne curățească de orice păcat, să ne spele de orice fel de lege, pentru ca El să se poată prezenta în adunare, în ființele noastre, să dea El la o parte tot ceea ce îl împiedică. În Evrei, capitolul 12, versetul 1 ne spune: și fiindcă noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de marturi, cei pe care am spus înainte și mulți, mulți alții, să dăm la parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de veselie. Și să privim țintă la Marele Apostol și desăvârșirea noastră, la Domnul Iisus Hristos, mărire Lui. Căci numai în numele Lui este iertare. Că numai în sângele Lui este spălare de păcate. Că numai prezența Lui ne face vrednici de Dumnezeu, vrednici de apa vie, vrednici de harul cerului în seara aceasta. Avem nevoie de sângele salvării Lui. Avem nevoie de spălarea jertfei Lui, fiecare dintre noi. Doresc ca în seara aceasta să înțelegem fiecare aceasta și să ne plecăm pe genunchi și să chemăm sângele Lui ca să ne spele, să ne mărturisim păcatele noastre, fiecare dintre noi, ca să fim curățiți în jertfa Lui, ca harul Lui Ceresc să se pogoare astăzi aici în adunare, cu toții. Iisuse, numai Tu ești stânca de mântuire și afară de tine.
ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. El nu va lăsa să se clatine piciorul tău, păzitorul tău nu va dormita. Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Domnul este păzitorul tău de tot ce este rău. El păzește sufletul tău. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. I'm sure.
Amin. Vă rog să te ocupați.
Drăguților, pentru mine este o bucurie și în același timp o onoare de a fi împreună cu dumneavoastră la închinare în seara aceasta și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui pastor Romi pentru invitația de a vă sluji în seara aceasta și de asemenea doresc ca și pe dânsul Domnul să-mi binecuvinteze și atât slujirea pe care o face, cât și familia dânsului să fie sub privirile Domnului. M-am bucurat să văd în sală câțiva dintre colegii pe care m-am dus la seminar, pe fratele Ovidiu Cupșa, pe fratele Remus. De asemenea, l-am văzut aici și pe Marian și m-am bucurat să revăd. Ne-am întâlnit de mai multe ori în Statele Unite și ne-am legat așa inimile în părtășie, în slujire înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze și viețile lor și slujirea pe care eu fac aici, în Biserica Domnului. Mă bucur din inimă de ce văd aici, pentru prima dată când vin la Dej. Am trecut de multe ori prin Dej, pe drumul acesta care merge către Bistrița și celelalte localități. Însă, pentru prima dată la Biserică, în Dej. Și mă bucur în toată inima să găsesc un grup de oameni interesați să laude pe Dumnezeu cu toată inima. Un grup de credincioși care stau lângă Domnul, dorința de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Și cer binecuvântarea Domnului din abundență peste dumneavoastră și familiile dumneavoastră și peste orașul acesta. Să facă bunul Dumnezeu ca cât mai mulți oameni să cunoască calea mântuirii și să fie plăcuți lui Dumnezeu aici. La plecarea din Oradea, fratele Moldovan, știind de venirea mea la dumneavoastră, mi-a transmis cele mai sincere gânduri și salutări și, de asemenea, multă binecuvântare din partea Domnului Iisus. Aș vrea acum să ne îngăduiți în următoarele minute să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din pasajul acesta. Un pasaj în care Apostolul Pavel face câteva afirmații foarte tranșante. Am studiat această epistolă, această scrisoare din Sfânta Scriptură pe care Apostolul Pavel o scrie acestei biserici. Și ajungând la capitolul acesta am fost oarecum surprins așa de atitudinea pe care el o are, dar în același timp și de cât de direct li se adresează. Face aici în versetul 2 o afirmație care poate unor o citim repede sau trecem așa cu vederea, dar adresată unei biserici. Este o afirmație cu o greutate și cu o gravitate în același timp extraordinar de mare. El vine și spune aici că altfel, degeaba, ați crezut. În momentul în care am citit cuvântul acesta, eu m-am cutremurat înaintea lui Dumnezeu și am zis, oare e posibil să ajungi într-un anumit context de împrejurări, să te afli într-o asemenea stare și după ce ai ajuns să crezi, după ce ai ajuns să experimentezi puterea lui Dumnezeu, să ajungi într-o asemenea situație, și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne păzească pe toți cei care am primit mântuirea de o asemenea stare. Iar pe cei care încă n-au ajuns să primească mântuirea sufletului. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mântuiască sufletul fiecăruia și apoi să ne păzească pe toți de orice cădere. De asemenea, o altă afirmație pe care Apostolul Pavel o face aici este că tot ceea ce vrea el să știe în biserică este Evanghelia pe care atât el, cât și ceilalți apostoli au propovăduit-o. O Evanghelie despre care el spune în versetul 1 că atunci când este propovăduită, atunci când este primită, atunci când este crezută și atunci când este trăită, aduce mântuirea sufletului. Nu știu cum vedeți dumneavoastră rostul bisericii în existența umană sau în experiența vieții noastre de fiecare zi. Însă Sfânta Scriptură ne învață că menirea Bisericii este aceea de a pregăti sufletul omului pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Bisericile există pe Pământ nu pentru a crea diversitate într-o anumită cultură sau pentru a colora peisajul cultural sau chiar intelectual al unei localități. Nu pentru a îmbogăți tradiția unui popor, ci Biserica există în societate lăsată de Dumnezeu, pentru ca în interiorul Bisericii oamenii să poată să găsească calea mântuirii și să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Ce spune Apostolul Pavel în acest pasaj este că Biserica trebuie să fie polarizată sau să se învârtă, să se concentreze asupra Evangheliei.
În ziua în care noi trăim astăzi, Evanghelie sau definiția aceasta, cuvântul acesta are o grămadă de definiții. Sunt oameni care vorbesc despre Evanghelie ca fiind un anumit set de versuri așternute frumos, care să sune bine într-o liturghie. Sunt alți oameni care vorbesc despre Evanghelie ca fiind un anumit mesaj transmis fie prin imagine, fie prin cuvinte. Și cei care sunteți mai tineri, sau nu neapărat numai cei mai tineri, pentru că majoritatea avem cunoștință de ultimele pelicule de la Hollywood, în care se încearcă să se introducă cuvântul acesta în cinematografie, însă cu tot felul de nuanțe demonice. Evanghelie, vom vedea în această seară, nu se poate numi orice. Ci Evanghelie, Apostolul Pavel, prin Evanghelie, identifică acel set de valori care, primite de la Dumnezeu, au capacitatea de a transforma viața omului și de a-l pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Trist este că în istoria Bisericii creștine, în scurgerea anilor, încă de la începuturi, până astăzi chiar, această Evanghelie, care ar trebui să constituie centralitatea existenței Biserice, această Evanghelie este acoperită și a fost acoperită de tot felul de bagaje. Apostolul Pavel și cei care cunoașteți această epistolă se adresează unei biserici care nu era formată de mult. Era formată de numai 25 de ani. Și în 25 de ani, așa de iscusiți, cu ghilimele de rigoare, au fost încât au acoperit această Evanghelie până acolo că a trebuit ca Apostolul Pavel să ne scrie: oameni buni, aveți grijă de aveți pericolul ca după ce l-ați primit pe Hristos, după ce ați experimentat întâlnirea cu Hristos, după ce viața voastră a cunoscut acea binecuvântare de a-L cunoaște pe Dumnezeu, să vă prăpădiți. Ce se întâmpla în Corint? În Corint, într-o perioadă așa de scurtă de timp, a apărut cultul personalității. Erau acolo oameni care au venit și au început să spună: Domne, unul e mai puternic decât celălalt. Au venit alții și au spus, după ce și-au făcut ei clasificările, au venit și au început să dezvolte afinități față de diversi lideri din interiorul bisericii. Și au venit și au început să spună: Pavel este mai bun, Petru este mai bun, Apollo, ăsta e tare în Scripturi, ăsta este mai bun. Și au început în interiorul bisericii să permită asemenea lucruri care sunt o travă atât de subtilă a diavolului, pe care diavolul o infiltrează uneori în biserică. Și lucrurile acestea le văd întâmplându-se până în zilele noastre. În structurile bisericii, dacă vă uitați din secolul I, cei care iubiți istoria creștinismului, până în zilele pe care noi le trăim astăzi, a fost o tendință continuă ca oamenii să se uite la oameni, să-și formeze idol în oameni și să se lipească cu sufletul de oameni. Pe când Cuvântul lui Dumnezeu, în această epistolă, vine să invite biserica să se uite unde trebuie. Că privirea nu trebuie să fie îndreptată către o persoană mai deosebită sau mai hăruită din interiorul Duhului Hristos. Și biserica trebuie să-și păstreze privirea ațintită către Hristos, care este ținta și căpeteria desăvârșirii noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, în interiorul bisericii din Corint, biserică nou formată, era păcat. Dacă citiți, și n-am să stau în seara aceasta să prezint toate circumstanțele sau toate ipostazele pe care Apostolul Pavel le vizează când scrie această epistolă, dar s-au adunat atât de multe lucruri pe care ei și le-au permis. Le-au permis de la bârfă până la păcatul imoralității, până la trăirea în curvie. Și Apostolul Pavel vine și spune că era atât de grozavă umblarea lor, că era greu să li se adreseze. Simte nevoia să folosească aceste afirmații atât de dure. Apoi era dezbinare și lista poate să continue. Erau obicei. De pildă, în capitolul 11, el li se adresează și vine și spune: am auzit că voi faceți cina Domnului așa cum vreți voi. Că vă adunați
vă aduceți la masă mâncare de acasă, vă puneți toate lucrurile pe care voi considerați că ar trebui să fie puse și aia numiți voi cina Domnului. Și apoi Pavel trasează o linie clară și ne spune că, de fapt, lucrarea aceasta este o lucrare sfântă în interiorul Bisericii lui Hristos. Pentru că în ea este prezent Hristos și pâinea este trupul Domnului, iar rodul viței este sângele Domnului care a curs pentru eliberarea noastră. Și noi, făcând lucrarea aceasta, noi demonstrăm părtășia noastră cu Hristosul viu. Și lucrarea aceasta nu trebuie acoperită cu bagajele noastre. Bineînțeles că lista poate să continue de lucruri pe care ele făceau. Să știți că Biserica creștină, în scurgerea anilor, datorită nevegherii, a acoperit atât de adesea Evanghelia, încât uneori este aproape imposibil de văzut. Mi-aduc aminte că lucram cu tineretul la Biserica din Moldova Nouă, biserica unde m-am născut, unde am copilărit. Și mi-au făcut tineri un cadou. Era o cutie foarte mare și când am văzut-o, am știut că ei se mai țineau pe pozne și am știut că trebuie să fie ceva acolo care nu-i chiar... cadou nu avea cum să fie chiar de mare. Și m-am apropiat cu reținere de cutia respectivă. Am luat-o, când am luat-o în mână și am văzut-o, am zis, e clar, e ușoară, nu o băgate nimic în urmă. Și am aruncat-o și am zis că n-are rost să desfac. Și am zis, nu, nu, desfă-o. La insistențele lor, că acum era și o situație destul de penibilă, pentru că așteptau să o desfac, am luat, așa, un cuțit, am tăiat scociul care era lipită cu ea, am deschis-o și când deschid, hârtii motopolite, până era plină ochi. Cutia aceea. Și am scos pe hârtie, spune, hai, scoate, am scos pe hârtie, până pe la jumătate. Și vă bate joc de mine. Cutia asta nu-i nimic și voi acum vreți să vă uitați cum golesc o cutie de hârtie. Am căutat, cât am căutat și tot au insistat. Ba, mai scos câte una, iar am mai negociat, iar... Și până la urmă am scos. Și pe fundul cutiei era un ceas. Pus în velit frumos într-un hârtie de aceea de cadou. Au avut ei hazul pe care l-au făcut, însă era un cadou în cutia aceea. Care era, dacă nu căutam până la urmă, nu ajungeam să-l găsesc. M-am gândit cât de ilustrativă este imaginea aceasta pentru Evanghelia în sine, în interiorul Bisericii. Dacă vă rog ceva lui Dumnezeu pentru Biserica Contemporană, pentru generația mea, este ca Dumnezeu să ne ajute să păstrăm Evanghelia curată, și să nu acoperim mesajul Evangheliei cu absolut nimic, ci să îl lăsăm așa cum ni l-a dat Dumnezeu. Apostolul Pavel, în seara aceasta, aici aș vrea să ne uităm, vorbim despre Evanghelia despre care Apostolul Pavel vorbește că aduce mântuire oamenilor. Și aș vrea să vedem cum descrie Apostolul Pavel această Evanghelie. Ce este această Evanghelie? Cum se manifestă această Evanghelie? Care sunt defectele acestei Evanghelii? Pentru că, în final, mi-am propus să vă invit pe toți cei care sunteți aici. Și n-am să o fac în niciun mod ascuns. Să vă, eu știu, induc așa, să vă duc pas cu pas ca să vă lămuresc, să vă conving eu subtil că trebuie să mă credeți. Știți care este obiectivul pe care l-am înseamnă acesta? Este ca, uitându-ne la Evanghelia lui Dumnezeu, toți cei care suntem aici, să-i spunem, Domnului, vreau și eu acea Evanghelie. Doamne, eu vreau în viața mea, vreau, Doamne, ca viața mea să fie guvernată de această Evanghelie și vreau, Doamne, ca prin această Evanghelie să primesc mântuirea care vine de la Iisus Hristos. Apostolul Pavel, vorbind despre Evanghelie, el vine și ne spune în versetele 3 și 4 că această Evanghelie are un mesaj. Și mesajul acesta este clar. Mesajul acesta nu este un mesaj cu puncte-puncte. Nu este un mesaj la care poți să adaugi. Nu este un mesaj din care poți să scoți. Și această Evanghelie conține în sine mesajul revelat de Dumnezeu. Și știți care este mesajul Evangheliei în lumina pe care Apostolul Pavel a primit-o de la Dumnezeu? Versetele 3 și 4. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Acesta este mesajul Evangheliei. Acesta este mesajul Evangheliei. Că Iisus Hristos, care este Fiul Dumnezeului Celui Viu, singurul Dumnezeu adevărat, Cel care a venit în lumea noastră și s-a întrupat în Ieslea Betleemului,
care a trăit pe planeta Terra pentru o perioadă de aproximativ 33 de ani și la finalul vieții a mers pe Golgota și a întins mâinile murind pentru păcatele oamenilor. Apostolul Pavel îl identifică pe Hristosul istoric, Hristosul care erau familiari, Iisusul acesta, Iesua, Mesia, cu care ei erau familiari în perioada respectivă. Și vine și spune că El, Iisus Hristos, acel Hristos, a murit, a fost îngropat și a treia zi a înviat. Ăsta este mesajul Evangheliei. Acesta este centralitatea mesajului pe care această Evanghelie îl conține. De ce credeți că este atât de important pentru Apostolul Pavel să le aducă aminte? Că, de fapt, dacă trebuie să nu piardă ceva, este acest adevăr, care este Evanghelia lui Hristos. De ce credeți că Apostolul Pavel a venit și a zis, mi-l imaginez pe Apostolul Pavel ca încercând să găsească orice modalitate posibilă de a-i convinge? Pentru ca ei să priceapă. De ce credeți că El a vrut ca ei să audă cuvântul acesta? Pentru că în lumea spirituală, în Cartea Genezei, cuvântul lui Dumnezeu vine și le spune, îi spune omului în grădina Edenului că dacă vei mânca din fructul oprit, vei muri. Pentru că păcatul aduce moarte. Și vine și le aduce aminte corintenilor că în fața justiției lui Dumnezeu, în fața dreptății lui Dumnezeu, Iisus Hristos din Nazaret, Iisus Hristos, cel îngropat în Iezdea Betleemului, este Hristosul care a venit să împlinească justiția, dreptatea lui Dumnezeu, care pentru păcat cerea moarte. Și El a venit și a murit. Însă moartea Lui n-a fost decesul unei persoane. Moartea Lui n-a fost moartea unui pământean care a trăit o anumită viață în pământul acesta. Ci moartea Lui a fost actul prin care a fost plătit în fața Lui Dumnezeu prețul păcatelor tuturor oamenilor, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și dacă Iulian astăzi se poate ruga Lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, iartă-mă, este pentru că într-o zi a murit Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă Iulian își îndreaptă glasul către Dumnezeu și îi cere lui Dumnezeu îndurare, aceasta este posibilă sau el primește îndurare pentru că într-o zi a murit Hristos și a plătit prin prețul propriei vieți în fața lui Dumnezeu. Vinovăția noastră a tuturor. Înțelegem de ce Apostolul Pavel vrea ca noi să nu uităm acest adevăr, să nu ne îndepărtăm de el. O, când este vorba de biserică, atât de ușor ne este când ne întreabă cineva ce să fac ca să pot și eu să ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Atât de ușor ne este ca mintea să ne fugă într-o mulțime de direcții. Să găsim ritual, să ne uităm spre practici bisericești. Pe când Scriptura ne cheamă să le punem oamenilor în față această Evanghelie, acest adevăr. Pentru că acolo este puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Mi-a plăcut foarte mult un predicator din Statele Unite, fratele Ray Hughes, un predicator pentecostal. Predica o dată fața studenților și între studenți eram și eu. Și ne spunea că uneori suntem atât de preocupați de minuni, încât vrem noi aproape să le facem. Dar Dumnezeu ne descoperă care este secretul minunilor. Și cum este, care este modul în care acestea pot să se întâmple în viețile oamenilor. În Cartea Faptelor Apostolilor, Domnul Iisus Hristos se trimite pe ucenici să predice Evanghelia. Și atunci când ei au predicat Evanghelia, Dumnezeu făcea semne și minuni. Știți că Evanghelia aceasta are putere să facă minuni? Știți că cartea aceasta poate să schimbe viețile oamenilor? Și lucrul acesta este posibil pentru că Hristos a murit pentru păcatele oamenilor. Apoi Apostolul Pavel nu rămâne aici. Și el vine și spune că a fost îngropat. Pentru a fi dovedită moartea lui. Parcă știa Dumnezeu cât de mulți eretici se vor ridica în istoria bisericii creștine, care vor contesta moartea lui Hristos. Citeam un articol scris de fratele Dipei, de fratele Jean Dipei, în revista Cuvântul Adevărului, revista cultului creștin pentecostal din România. Spunea fratele de o situație în care unul din teologii contemporani a mers la o conferință să le prezinte pastorilor care au participat despre faptul că Hristos nu a murit cu adevărat. Ci de fapt a fost doar o moarte clinică. Și a prezentat el foarte bine materialul pe care a avut să-l prezinte.
Și apoi unul din frații păstori, mai în vârstă, s-a ridicat din sală și a venit în față mâncând, mușcând dintr-un măr. Și mușca din mărul acesta și deja părea nerespectos, părea needucat în modul în care se manifestă în cadrul unei conferințe de genul acel. După ce a gătat mărul, a închisit ultima închisitură, s-a uitat la Paul Filip și l-a întrebat: știi ce gust a avut mărul pe care l-am mâncat? Păi, spunea, de unde să știu ce gust are mărul? Pentru că nu eu l-am mâncat, dumneata nu l-ai mâncat. Spune, mare adevăr ai spus. Pentru că nici din Hristos n-ai gustat. De aceea vorbești în felul acesta despre Hristos. S-au ridicat oameni care au venit și în scurgerea istoriei au spus, nu, Hristos n-a murit. De fapt, a avut loc o moarte clinică, i s-a făcut rău pe cruce. Și el a trebuit să fie depus în mormânt. Pentru ca în mormântul rece să fie demonstrată moartea lui. Și odată pentru totdeauna să fie clarificată atât în fața oamenilor, cât și în fața iadului. Că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tuturor oamenilor. Merge mai departe și vine și spune că Hristos nu numai că a murit și a fost depus în mormânt, însă Hristos a înviat dintre cei morți. În fiecare duminică dimineața, când noi venim la adunare, scopul cu care Dumnezeu a pus această experiență ciclică în experiența noastră, în închinarea creștină. Spunea Dumnezeu să vină și să spună, nu trebuie să vă închinați în fiecare zi, sau nu trebuie să aveți o atitudine de închinare, nu trebuie să puneți o zi deoparte pe săptămână pentru a vă închina. Noi venim și ne închinăm la casa Domnului duminica, pentru că în ziua aceasta noi celebrăm învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Însă nu celebrăm doar un eveniment, aducându-ne aminte de liderul pe care l-am avut, sau cel care iniția mișcarea creștină, ci noi celebrăm victoria lui Dumnezeu asupra morții și asupra puterii Întunericului prin învierea lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și învierea Lui dintre cei morți este garanția iertării păcatelor noastre. Și noi când ne uităm către Hristosul acesta înviat dintre cei morți, primim în inima noastră liniștea, siguranța că păcatele noastre pot să fie iertate. Absolut toate păcatele noastre pot să fie iertate. Pentru că așa cum a biruit moartea și moartea a avut puterea asupra Lui, ridicându-se deasupra morții, prin înviere, El a adus ispășirea tuturor păcatelor noastre. Merge Apostolul Pavel mai departe și vine și spune că Evanghelia aceasta nu numai că are un mesaj, versetele 3 și 4, ci Evanghelia aceasta are o mărturie. Evanghelia aceasta a fost sau este dovedită în experiența practică. Sunt oameni care au avut parte de această Evanghelie. Și vine și, dacă v-ați uitat, urmărit în lista pe care am citit-o aici, versetele 5 până la 8, vine și spune, el s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Iar unii au adormit și apoi versetul 7, în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, mi s-a arătat și mie. Apostolul Pavel vine și spune, ce pot să vă spun despre această Evanghelie? Este că această Evanghelie este suportată, susținută pe baza unor mărturii clare. Această Evanghelie nu este o șiruire de povești inventate de oameni. Ci această Evanghelie, care este mesajul morții și învierii Domnului Iisus Hristos, este demonstrat prin mărturia celor care au experimentat lucrul acesta. Prin mărturia apostolilor, care l-au văzut pe Hristosul înviat dintre cei morți. Prin mărturia celorlalți din cercul apropiat, ca și Iacov, și a celorlalți care au fost aproape de Domnul Iisus Hristos. L-au văzut! Nu este vorba aici despre o bănuială, cum încearcă anumiți istorici să vorbească despre experiența învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Este un act istoric dovedit prin mărturia unor oameni care au văzut ochii lor. Ce pot să vă spun în seara aceasta? Că Evanghelia aceasta a avut suficiente mărturii ca să-și demonstreze, să-și consolideze adevărul. Pentru 2000 de ani de experiență umană,
și nici cei mai împerșunați împotrivitori ai lui Dumnezeu și ai Bisericii n-au putut să o oprească. Pentru că în spate sunt mărturiile acestor bărbați și femei care au avut parte de acea mărturie oculară, experienței vieții lui Iisus Hristos. Ce vrea să spun Apostolul Pavel aici? Dacă aveți dubii cu privire la lucrarea pe care a făcut-o Hristos, mergeți și întrebați, cercetați. Și veți ajunge repede să aflați că ceea ce vă spun este drept. Dar sunt sute de oameni care au văzut lucrul acesta. Pe lângă aceasta și aici este, de fapt, cred că sublinierea cea mai importantă pe care Apostolul Pavel încearcă să o facă în dorința de a-i convinge pe acești oameni. Versetele 9 până la 11. Este că Evanghelia aceasta are putere. Evanghelia aceasta are un mesaj, care este Hristos a murit și a înviat. Evanghelia aceasta a fost demonstrată. Au fost oameni care au văzut-o. Însă Evanghelia aceasta are cu sine, are în ea puterea lui Dumnezeu. Azi vreau să ne uităm, să vedem în următoarele minute cum Apostolul Pavel vorbește despre puterea Evangheliei în viața lui. În Corint, la momentul acela, erau anumiți oameni care îl cunoșteau pe Apostolul Pavel. Știau cine este. Știau care a fost trecutul lui. Știau despre schimbările radicale care au avut loc în viața lui. Știau despre lucrurile la care a renunțat. Un rabin care ar fi putut să stea liniștit pentru tot restul vieții lui. Într-un fotoliu liniștit, într-o sinagogă. Foarte bine apreciat. Fără să ducă lipsă de absolut nimic. Se prezintă în mijlocul corintenilor, gata să coase cu mâinile lui cortul. Și corintenii știau lucrul acesta. Corintenii știau că în viața Apostolului Pavel s-a întâmplat ceva. Știau schimbarea de direcție care a avut loc în viața Apostolului Pavel. Și el vine și le spune, uitați-vă la ce s-a întâmplat în viața mea. Vine și le spune cu alte cuvinte, Evanghelia aceasta e atât de puternică, încât mi-a schimbat optica. Eu nu mai văd lucrurile cum le vedeam înainte. Nu mai văd, nu mă mai raportez la experiența vieții. Nu mă mai raportez în același fel. Pentru că Evanghelia aceasta mi-a schimbat modul de a privi. Nu știu cât de informat sunteți dumneavoastră despre Apostolul Pavel. Însă chiar după întoarcerea lui la Domnul, să știți că el s-a bucurat de o apreciere foarte mare în interiorul Bisericii Domnului Iisus Hristos. Apostolii ceilalți scriau despre el, spunând că scrie într-un mod greu de înțeles. Adică are capacitatea de a se exprima la un nivel superior tuturor celorlalți. Și el vine și se descrie pe sine, spunând, după ei toți, ca unei stârpituri. Mi s-a arătat și mine. Probabil cei mai mulți știți ce înseamnă stârpitură. Este o persoană care a supraviețuit unui avort. Adică care a fost încercat. S-a încercat un avort și nu a reușit avortul și totuși s-a născut persoana respectivă. Nu era o stare mai de jos pe care Apostolul Pavel să o găsească pentru a se descrie pe sine. El s-a uitat la toate imaginele din societate care puteau prezenta identitatea unui om. Care puteau vorbi despre reușitele sau despre realizările unui om. S-a uitat la toate lucrurile care erau în societate și descria un om care s-a împotmolit sau un om care n-a realizat nimic. Și dintre toate imaginea aia, nimic nu s-a făcut. Și a mers în domeniul medical. Și a zis, eu am avut parte de descoperirea lui Dumnezeu. Și îndurarea lui Dumnezeu a fost atât de mare încât mie, stârpiturii de mine, mi s-a arătat. Evanghelia aceasta, cu alte cuvinte, vine Apostolul Pavel să le spună, mi-a schimbat modul de a mă percepe. A schimbat modul în care mă văd pe mine. Am întâlnit oameni și probabil și dumneavoastră ați întâlnit exemplară de genul acesta, care după câteva realizări, și nu trebuie să fie foarte multe, nu mai le poți ajunge la nas. Nu te mai poți apropia de ei. Se văd atât de superiori
fiindcă nimeni nu ar putea să le împlinească așteptările. Apostolul Pavel vine și spune că odată pătrunsă Evanghelia în viața unui om, îl ajută să se vadă cât de mic este el în comparație cu durarea și harul pe care îl arată Dumnezeu. Eu cred că dacă ar trebui în societatea contemporană să se întâmple ceva, ar trebui ca Dumnezeu să ne schimbe optica și să ne ajute să ne vedem așa cum suntem. Ne considerăm atât de meritoși uneori ca acei bătrâni din perioada sutașului, din perioada Domnului Iisus Hristos, care au venit la Domnul și l-au luat aproape la rost. Dom'le, trebuie să-i faci binele ăsta, că merită! Că el e un om deosebit, că e atât de valoros. E un om care s-a remarcat în societatea noastră. Trebuie, Dom'le, să-i răspunzi la cererea lui. Când, de fapt, omul avea atitudinea potrivită. Și el vine și spune, nu m-am socotit nici măcar medic să-mi intre în casă. N-am socotit să vin eu la tine. Nu m-am socotit să dau ochii cu tine. Asta era percepția pe care el o avea despre sine. Evanghelia aceasta îți schimbă optica, îți schimbă modul în care te privești pe tine. Dar nu numai modul în care te privești pe tine. Îți schimbă modul în care te privești și pe ceilalți. El vorbește despre apostol. Păi cum acest cărturar, acest om care avea 3 doctorate? Dacă evaluarea contemporană este adevărată, cei care studiază viața Apostolului Pavel au ajuns la concluzia că cam atât ar fi studiat el, cât ar fi echivalentul a 3 doctorate în perioada aceasta. Dacă omul acesta s-a uitat la sine și s-a pus în comparație cu pescarul, cu acel om needucat, care era mânat uneori de ambiții, care era mânat uneori de pornirile lăuntrice pe care le avea. Și a zis, el este mai mare ca mine. Ăsta e mai deosebit, e mai puternic. Se uita la el și îl vedea mai pe sus decât pe sine. Și pentru asta încearcă el să ne învețe în Evanghelie, în epistolele pe care el le scrie bisericii de atunci. Pentru că dacă s-a întâmplat ceva în viața lui, datorită lucrării Evangheliei, s-a întâmplat schimbarea aceasta de optică. El venea și spunea bisericii să nu vă uitați pe aiuriților, la ceilalți, văzând din mai jos. Dacă te uiți de sus în jos, ai riscul să amețești, sau să cazi, sau să pățești anumite lucruri. Dar dacă te uiți de jos în sus, întotdeauna va fi bine de tine. Apostolul Pavel vine și spune bisericii, Evanghelia aceasta asta a făcut în mine. Mi-a schimbat optica. M-a făcut dintr-un om care era plin de mine. Dintr-un om care am zis, Doamne, eu voi face curățenie, voi stârpi secta aceasta. Voi scoate eu pe toți ereticii din biserica, din poporul lui Dumnezeu. Voi elibera eu, voi curăța eu religia noastră. Pentru că eu sunt cel mai învenere să fac lucrul acesta. Cel mai potrivit, cea mai potrivită persoană să facă lucrul acesta. Dintr-un om de genul acesta. Ajunge și se uită la el și se spune, știi ceva? Pentru pescarul. Este mai mare decât mine. Evanghelia, puterea aceasta a Evangheliei este dovedită în modul în care îți este schimbată optica sau percepția. Dar această putere a Evangheliei este dovedită și în schimbarea filosofiei de viață. Vine și spune versetele 9 până la 11. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul Lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. El de acum își acționează viața după următoarele coordonate. Trăiesc pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Trăiesc pentru ca Dumnezeu să fie onorat prin viața mea. Trăiesc ca în viața mea să fie văzută lucrarea lui Dumnezeu. Trăiesc având ca interes extinderea împărăției lui Dumnezeu. Păi cât de multe persoane se mai gândesc astăzi la mântuirea semenilor? Urci pe o scară de bloc și trebuie să recunoaștem că uneori și noi din bisericile evanghelice care ne-am format, biserici evanghelice, care ne-am format în dorința de a duce Evanghelia până la marginile Pământului. Trecem și urcăm pe scara blocului și lângă noi sunt zeci de oameni despre care poate trec zile în șir și nu ne gândim că am vrea să le vedem sufletul mântuit. Dar mai să trăiesc eu ca având acest obiectiv. Să văd oameni mântuiți pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Poate va spune cineva în seara aceasta, dar nu toți trebuie să fie preoți, nu? Dar nu toți trebuie să fie preocupați de treaba asta. Apostolul Pavel vine și explică bisericii că fiecare credincios care trăiește pe fața Pământului, care a fost transformat prin puterea Harului Lui Dumnezeu, trebuie să trăiască pentru acest obiectiv. Și anume, ca Dumnezeu să fie onorat în faptele Lui, în umblarea Lui de fiecare zi, în modul în care trăiește fiecare secundă pe care o dă Dumnezeu. Să știi că poți să trăiești având acest obiectiv în viața ta, fiind miner, începem cu cea mai de jos meserie, nu? Ca e în pământ. Și apoi toate meseriile până, nu știu care păstrează noastră, cea mai înaltă din societatea de astăzi. În orice meserie am avea, noi putem trăi având obiectivul acesta. Pentru că obiectivul acesta nu vizează poziția noastră socială sau locul de muncă pe care îl avem. Ci obiectivul acesta vizează felul nostru de a fi, umblarea noastră de fiecare zi. Trăim pentru împărăția lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește foarte clar că oamenii care trăiesc pentru împărăția lui Dumnezeu trăiesc după principiile și după valorile lui Dumnezeu. Se uită la viața lor și scot afară din viața lor toate acele lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. În ziua când m-a întâlnit Hristos, în ziua în care a venit fecărarea vieții mele, eu am crescut în biserică, am fost dus la binecuvântare. De mic copil am fost implicat în corul de copii, la școala duminicală, la tineret. Însă am adunat în viața mea multe lucruri care mi-au făcut de Dumnezeu. Am avut o perioadă de rebeliune în perioada adolescenței, când am zis că pentru mine nu există Dumnezeu. Pentru mine biserica nu are niciun fel de relevanță. Biserica este, de fapt, o adunătură de oameni care n-au ce face cu viața lor și sunt atât de frustrați încât trebuie să găsească undeva o mângâiere și pentru a-și satisface sau a-și împlini nevoia pe care o au, merg la biserică. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la nebunia mea, nu s-a uitat la vorbele urâte pe care le-am scos. Și a venit într-o zi și mi-a întretăiat cărarea. Și când am dat față lui Hristos, mi-am văzut goliciune, mi-am văzut păcatele, mi-am văzut lucrurile rele din viață. Am văzut cuvintele acelea urâte pe care le-am spus lui Dumnezeu, am văzut faptele acelea pe care le-am făcut și nu i-au plăcut lui Dumnezeu, ce a fost o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Însă îndurarea lui Hristos le-a luat una câte una și le-a scos din viața mea, și a curățat viața mea. Și din seara aceea de noiembrie, de când am primit pe Domnul în viața mea, trăiesc împreună cu Hristos în fiecare zi. Binecuvântat să fie numele Lui. Evanghelia aceasta schimbă optica, schimbă perspectiva asupra vieții. Te face să fii un om care trăiește după principiile lui Dumnezeu. După interesele, pentru interesele lui Dumnezeu. După principiile lui Dumnezeu în viața aceasta. Este neprisos să vă înșiruiesc o listă de fapte rele sau de lucruri rele pe care să nu le facem. Pentru că imediat ce facem o faptă rea, glasul conștiinței pus de Dumnezeu acolo în noi ne spune ce trebuie și ce nu trebuie să facem. Și conștientizăm imediat, la nivelul minții, că nu e bine ce am făcut. Și apoi, la nivelul inimii, trăim acel regret, acea rușine pe care o produce o faptă care nu este plăcută lui Dumnezeu. Pe acelea fapte ne spune Dumnezeu că trebuie să ne debarasăm, schimbându-ne stilul de viață, modul în care trăim. Este lucru pe care aș vrea să-l subliniez în încheierea acestui mesaj, în seara aceasta. Este că frumusețea lucrării lui Dumnezeu stă în faptul că Dumnezeul acesta îndurător, Dumnezeul acesta care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, care l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, l-a înviat dintre cei morți, dovedindu-și puterea asupra morții și aducând în fața noastră realitatea posibilității iertării pentru sufletele noastre. Acest Dumnezeu vine astăzi pe cărarea vieții noastre ca să ne ia și să ne ajute să umblăm împreună cu ea. Noi nu avem în noi capacitatea de a renunța la faptele rele. Nu avem în noi capacitatea de a pune punct lucrul acelor de care ne este rușine. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă au fost momente în viață când am descoperit anumite lucruri pe care nu le-am vrut în viața mea. Și aș fi vrut cu orice preț să le scot afară. Aș fi vrut cu orice preț de mâine să nu se mai întâmple. Și m-am simțit neputincios și iară s-au repetat lucrurile acelea. Până în ziua în care am experimentat eliberarea de plină a lui Hristos și până în ziua în care, prăbușit în brațele lui Hristos, am început să umblu împreună cu El. Această umblare
îmi asigură reușita fiecarei zi, îmi asigură garanția biruinței pentru fiecare zi. Dumnezeul acesta este Dumnezeu care vrea să umple cu tine în fiecare zi pe care are vieții ta. Și vrea să te ajute să împlinești în viața ta aceste așteptări ale lui Dumnezeu. Să trăiești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să trăiești după principiile Scripturii. Să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu este uneori zugrăvit ca o persoană care stă undeva în afara terei și privește de la înălțime spre noi și din când în când mai coboară pe pământ, mai ne biciuiește, ne mai încearcă, se retrage apoi iarăși o perioadă și apoi iarăși vine din când în când. Ne mai aduce aminte că greșim. Poate s-au auzit și dumneavoastră oameni care au venit și au spus, oh, știm noi că tsunami de acolo e degetul lui Dumnezeu sau ne bate Dumnezeu. E drept că Dumnezeu vorbește și prin natură și vorbește și prin evenimente de genul acesta. Însă Dumnezeul nostru, dacă ne-a făcut o asemenea impresie, nu e undeva departe, ci El este aproape de fiecare dintre noi. El vine să umble cu noi, împreună cu noi, pe calea vieții noastre. Este gata să te ia de mână, începând cu seara aceasta, și să umble cu tine în fiecare zi. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să crezi din toată inima ta că Iisus Hristos, Cel care s-a născut în Betleemul din Iudeea, care a trăit pe pământul nostru în aproximativ 2000 de ani, este Fiul lui Dumnezeu. Că El a murit pentru păcatele tale. Că prin El este posibilă iertarea ta. Apoi să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog să mă ierți de toate păcatele mele. Am greșit, am făcut lucruri care nu ți-au plăcut și bazat pe îndurarea pe care am cunoscut-o prin Hristos. Te rog în seara aceasta să mă ierți de toate păcatele mele și să-mi dai șansa unei noi vieți. Iar apoi să încep să umpli împreună cu El pe cărarea vieții tale în fiecare zi. Asta este Evanghelia pe care a fost un Pavel. A vrut să ne aducă minte în seara aceasta. N-ai vrea o asemenea Evanghelie. N-aș vrea să pun pe nimeni într-o situație delicată sau într-o situație inconfortabilă. Să vă chem să ridicați mâna sau să veniți în față. O foarte rară solicit oamenilor sau cer oamenilor lucrul acesta. Să vreau să vă provoc să facem ceva totuși. În fața Dumnezeului veșnic, care este prezent în locul acesta. Să vă coborâți împreună cu mine, în adâncul sufletelor noastre, seara aceasta. Și spuneți lui Dumnezeu, dacă doriți lucrul acesta, Doamne, vreau și eu această Evanghelie. Vreau, Doamne, să trăiesc împreună cu tine. Doamne, vreau ca începând cu data de 8 februarie 2014, data de astăzi, să trăiesc, Doamne, ca un copil de Dumnezeu pe momentul acesta. Ia o hotărâre nouă pentru Dumnezeu în seara aceasta. Nu sub presiunea lacrimilor sau sub presiunea emoțiilor. Gândește-te la veșnicia ta, gândește-te la sufletul tău. Apostolul Pavel vine și le spune că fără această Evanghelie, oamenii cred degeaba. Este greu să fac această afirmație, însă este o realitate a vremurilor pe care noi trăim. Chiar am în familia mea persoane care sunt implicate în asemenea lucruri. Sunt oameni care cred că îl impresionăm sau îl impresionează pe Dumnezeu cu o lumânare. Sau îl impresionează pe Dumnezeu cu anumite exerciții fizice. Sunt oameni care cred că îl impresionează pe Dumnezeu cu darul. Ce caută Dumnezeu de la om. Este o inimă smerită. O inimă zdrobită și un duh smerit. Ce caută Dumnezeu de la om? Este o inimă curată, deschisă, dedicată, dăruită Lui. N-ai vrea să-i dai inima la Domnul Iisus Hristos. Spune asta lui Dumnezeu. Meditează adânc la întrebarea aceasta. În următoarele zile în viața ta. Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să te ajute. Într-o zi, să ai parte și tu de Împărăția Cerului.